Bună seara, stimați ascultători! Ascultați Golanul, un radio în care curajul prinde voce. Eu sunt gazda voastră, Golanul, și vă invit, ca de obicei, pe undele radio, să gândim liber. Am revenit. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru ieșirea bruscă de la emisia trecută, însă cu siguranță cred că suspansul a fost și pentru mine și pentru dumneavoastră același. A fost un șoc. Biletul respectiv nu doar că m-a băgat un pic în ceață, dar evident că a tras după sine și o groază, Doamne iartă-mă, adică e un mesaj care face referire la securitatea noastră cea de toate zilele, dar vreau să vă mărturisesc că mi-am dat seama de ceva. Cred că m-am pripit un pic când am zis că scrisul pare realizat cu mâna stângă. Nu cred că intenționat era lipsit de caligrafie, ci mai degrabă trădează acolo o infirmitate. Am studiat un pic mai atent biletul respectiv și am observat în colțuri niște picături de sânge. Da. Am o vagă bănuială că persoana care a scris biletul respectiv de fapt a fost cel puțin la nivelul mâinii mutilată. Trădează o infirmitate. E un scris a cuiva a cărui mână a fost schingiuită. Putem să deducem de aici că e opera securității ceea ce s-a întâmplat cu autorul biletului. Cu siguranță autorul a fost lovit, bătut, a înșfacat câteva scatoalce, astfel încât mâna lui nu mai era aptă să producă un scris cât de cât lizibil, cât de cât liniar. Dar cine ar fi putut să scrie biletul acela și de ce a vrut, cred eu, să mă avertizeze? Nu știu ce să fac. Dragi ascultători, vă mărturisesc. Nu știu ce să fac. Mi-a descoperit locația. A aflat de unde transmite misiunea. Habar n-am. Însă, în cele ce urmează, vreau să las un pic de timp de gândire și dacă cunoașteți cumva minime indicii, mi le puteți transmite. Chiar vă rog să mi le transmiteți. Vă las cu o pauză muzicală. Trebuie să ne punem capul la contribuție, dragi golani, pentru că mi se pare că ne scapă ceva. De ieri urmăresc orice indiciu, orice subtilă aluzie în presă, în corespondență, în mesajele pe care le primesc de la voi și încerc să-mi dau seama cum s-a făcut legătura dintre profesorul Mironescu, care aparent încă este o persoană activă, chiar dacă lucrează precum noi în subsidiar, în varianta asta de mișcare, de gherilă, dacă pot să o numesc așa, și tânărul care a dispărut, Mihai Ștefănescu. Așa că am luat la puricat un articol din Scânteia și vreau să-l împărtășesc cu voi și apoi să-l comentăm împreună, pentru că mi se pare că am găsit un minim, dar am găsit un indiciu. Spiritul relatelor directive ale partidului și statului, învățământul superior românesc își consolidează continuu poziția de pilon central al formării generațiilor de tineri devotați construcției socialiste. La cea mai recentă reuniune a cadrelor universitare, desfășurată în București, s-au evidențiat realizările remarcabile obținute în domeniul educației și dezvoltării conștiinței socialiste, conform principiilor marxist-leniniste.
Cu acest prilej s-au reiterat valorile fundamentale ale educației în sprijinul interesului național, subliniindu-se necesitatea întăririi vigilenței ideologice în fața oricăror încercări de deturnare a tineretului studios. În cadrul lucrărilor s-au făcut referire la existența unor tendințe izolate care, deși lipsite de influență semnificativă, tind să exploateze anumite contexte pentru a propaga idei nesănătoase și neconforme cu valorile societății socialiste. Este necesar ca tineretul nostru studios, beneficiind de îndrumarea continuă a cadrelor didactice, să fie ferm ancorat în valorile sănătoase promovate de partid, evitând cu responsabilitate orice contact cu influențe dăunătoare venite din exterior. Deși aceste elemente nu constituie o amenințare majoră, s-a subliniat că ele au apărut ocazional în mediul universitar sub forma unor discuții erudite sau prelegeri neoficiale care se îndepărtează de la linia clar stabilită de programul educațional. În același timp, au fost reamintite succesele deja obținute în educația universitară, care oferă generațiilor viitoare instrumentele necesare pentru a se integra activ în construirea unei societăți socialiste puternice și avansate care bla 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 bla, că mă doare capul, las-o, tatică, smăcăne. Da. Așadar, deci, influențe dușmănoase venite din exterior, ținute, atenție, ținute sub forma unor prelegeri erudite. Vă sună a ceva? Mi se pare că aici este un indiciu destul de important. Se face o subtilă aluzie, tâmpiții, nu și-o dat seama, ne-au dat un indiciu, se face o subtilă aluzie la existența unor mișcări de opoziție intelectuale care în mintea sistemului, aparatului de partid absolut imbecil, corupe gândirea tineretului. Așadar, dragi ascultători, dragi golani, putem să suspectăm aici o posibilă legătură a unei mișcări intelectuale din care să facă parte și profesorul Mironescu și pe care tânărul Mihai, tânărul dispărut, să o fi frecventat, de unde și înmânarea cărții de Mircea Eliade, de unde și luarea în vizor a tânărului de către securitate. Vreau să știu mai multe despre mișcarea asta. Dacă aveți vreo informație din auzite sau poate ați avut legătură cu acest grup de influență, cu acest grup de rezistență, din care să facă parte și profesorul Mironescu și cine știe, poate alți intelectuali, vă rog frumos să-mi scrieți, vă rog frumos să-mi comunicați orice detaliu, pentru că aici poate fi cheia ceea ce se întâmplă și de ce au loc tot mai multe dispariții în ultimul timp. Dragi ascultători, așa cum v-am obișnuit, avem și un moment de cultură în care fac referire la o operă importantă. Astăzi m-am gândit să împărtășesc cu voi niște pagini din Contele de Monte Cristo al lui Alexandre Dumas. Povestea, poate unora dintre voi, este destul de cunoscută. Edmond Dantes este un tânăr francez care ajunge în închisoare pe nedrept. Este un complot făcut de unii dintre apropiații lui. Iar acolo îl întâlnește pe abatele Faria, un alt prizonier care îl învață, îl inspiră mult pe Edmond și îi prezintă marea cultură. Este interesant faptul că atunci când libertatea ți-e luată, libertatea fizică, îți rămâne totuși libertatea gândirii, iar noi aici la Golanul pentru asta în fond luptăm. Abatele Faria, deși nu mai avea libertatea fizică, nu mai putea să meargă unde voia el, era închis într-o celulă, cu toate acestea, abatele Faria avea libertatea de a se plimba pe marile bulevarde ale filozofiei, ale culturii, ale istoriei. El, într-un dialog pe care îl avea cu Edmond, îi spune următoarele cuvinte, citez: dacă pui deoparte 150 de lucrări alese cu grijă, ai, dacă nu rezumatul complet al cunoașterii umane, cel puțin tot ceea ce folosește unui om să știe. Mi-am închinat 3 ani din viață să citesc și să recitesc aceste 150 de volume, așa încât le știam aproape pe din afară în momentul în care am fost arestat. În temnița mea, cu un mic efort de memorie, mi le-am reamintit pe de-a întregul. De aceea, Edmond,
Aș putea acum să-ți recit din Tucidide, Xenofon, Plutarh, Titus Livius, Tacitus, Strada, Hernandez, Dante, Montaigne, Shakespeare, Spinoza, Machiavelli și Bossuet. Iar într-o altă prelegere a abatelui Faria, el făcea referire la ceea ce poate omul să producă în condiții de presiune, în condiții în care libertatea este subjugată, în care poziția lui este una destul de critică. Citez pasajul. Trebuie să existe o durere mare pentru a săpa adânc în minele tainice ascunse în minte omenească. Îți trebuie presiune ca să faci să explodeze praful de pușcă. Închisoarea a unit într-un singur punct toate capacitățile mele intelectuale care pluteau în derivă. Acestea s-au ciocnit de un spațiu foarte strâmt și, știi și tu, din ciocniile norilor ia naștere electricitatea, din electricitate fulgerul, iar din fulger lumina. Am încheiat citatul. Dragi ascultători, ca să ne detensionăm un pic, că oricum suntem în plop și plop în aer, vreau să aducem clasicul moment de glume despre regimul nostru și tovarășul Ceaușescu. Pe vremea lui Ceaușescu apăruse un timbru cu fața lui Ceaușescu. Se duce Ceaușescu deghizat la un oficiu poștal să vadă cum se vinde timbru, că era mecla lui pe timbrul respectiv. Omul de acolo îl primește, iar la întrebarea, băi, cum merge timbru, are trecere, omul răspunde, tovarășe, știți, nu prea se vinde. La care Ceaușescu, cum adică nu se vinde? Acesta răspunde, păi, lumea spune că nu se lipește. Alo! Răspunde Ceaușescu. Alo! Cum să nu se lipească? Dă-l încoace, firai mama lui! Iar Ceaușescu scuipă pe spatele timbrului, îl pune pe plic și observă că se lipește. Vezi, tovarășe, cum supărare, că doar uite că se lipește! La care răspunde omul, a, păi da, așa se lipește, numai știți, tovarășe, toată lumea scuipă pe partea cu fața. Mai trebuie și momente de genul ăsta, oricum trăim într-o nevroză continuă, măcar un pic de omor, un pic de muzică acolo. Dar să nu uităm totuși, dragi ascultători, scopul pentru care ținem emisiunea asta, să gândim liber și mai ales să încurajăm pe oricine face treaba aceasta și are curajul să urmărească cu propriile rațiuni. Licăria aceea de libertate să încercăm să susținem cauzele respective. Așa că cazul tânărului Mihai Ștefănescu, care a dispărut subit, nu trebuie lăsat deoparte. Așa, încă o dată insist, orice informație legată de anumite grupuri de disidență, anumite grupuri intelectuale sau chiar de Mihai Ștefănescu direct, vă rog să mi-o comunicați. Ce mama lui proces verbal tot sună? O clipă numai să verific aparatura lui pește, că am cumpărat-o nouă, firar să fie de treabă. Nu există, nu se poate așa ceva. O, firar să fie. Dragi ascultători, dragi golani, nu, deci n-are, stați un pic că nu găsesc cuvintele. Deci tocmai ce am găsit dedesubt la aparatură, un microfon. Securitatea știe, normal că știe. Normal că știe, e aici. E aici cu auzul, mă ascultă. M-a ascultat tot timpul ăsta. De unde, Doamne iartă? A cumpărat aparatura de la... Ai de puii mei, bate-n geamă, bă, m-au găsit ăștia, fiar să fie. Cine ești, mă? Ați ascultat Golanul, o producție Amatorii de Cultură. Încercăm prin acest podcast să readucem în mintea ascultătorilor fărâme din atmosfera care era în vremurile de dictatură și în care oameni
precum personajul fictiv Golanul, au încercat prin diverse mijloace intelectuale, creative, spirituale chiar, să reziste totuși și să nu se lase anesteziați complet de regimul care cu bocancul a încercat să împiedice orice urmă de gândire liberă. Dacă vreți să susțineți proiectul, o puteți face intrând pe contul nostru de YouTube Amatorii de Cultură, precum și pe pagina noastră de Patreon și chiar pe Instagram. Mulțumim frumos pentru audiție și până data viitoare, numai bine! Ciao!